Nu mai candidez în 2016 să fiu prim-ministru, chiar vreau să fac lucrurile bune, 5 ani de zile cred că reprezintă un mandat important, a declarat Victor Ponta la o televiziune, citat de Mediafax. Cu toate acestea, la întrebarea moderatorului emisiunii dacă nu-și mai dorește niciodată să fie premier, Ponta a răspuns: niciodată nu se spune niciodată. El sublinind totodată că dorește ca anul viitor partidele din actuala coaliție să câștige din nou majoritatea și că sunt colegi care pot să conducă executivul.